Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt Rodica Muruz și vă invit astăzi la o lecție de matematică în clasa a treia. Vom studia cum are loc procedeul de împărțire exactă a unui număr format din zeci sau sute întregi la un număr de o cifră. Să începem cu secvența. Observăm și calculăm. Folosiți legătura dintre împărțire și înmulțire și calculați în baza modelului. 40 împărțit la 2 este egal. Deci 40 este de împărțitul, 2 împărțitorul, 20 câtul. Deci câtul înmulțit la împărțitor obținem de împărțitul. 60 împărțit la 2 este egal cu 30, deoarece 30 înmulțit la 2 este egal cu 60. 60 împărțit la 3 este egal cu 20, deoarece 20 înmulțit la 3 este egal cu 60. 80 împărțit la 2 obținem 40, deoarece 40 înmulțit la 2 este egal cu 80. 80 împărțit la 4 este egal cu 20. Deoarece 20 înmulțit la 4 obținem 80. 600 împărțit la 2 obținem 300. Proba 300 înmulțit la 2 este egal cu 600. 600 împărțit la 3 este egal cu 200. Deoarece 200 înmulțit la 3 este egal cu 600. 800 împărțit la 2 este egal cu 400, deoarece 400 înmulțit la 2 este egal cu 800. Și ultimul exemplu. 800 împărțit la 4 este egal cu 200, deoarece 200 înmulțit la 4 este egal cu 800. Fiți atenți la următoarea însărcinare. Descoperiți numerele ascunse. 60 împărțit la 2. Ce număr împărțit la 2 obținem 30? 60 împărțit la 2 este egal cu 30. Deci, 90 împărțit la 3, la fel obținem 30. La fel procedăm și cu cazurile următoare. 80 împărțit la 4 este egal cu 20. Deci, 40 împărțit la 2 este egal la fel cu 20. 600 împărțit la 3 este egal cu 200. 20 înmulțit la 10 este egal cu 200. 30 înmulțit la 10 obținem 300. 900 împărțit la 3 este egal cu 300. 100 împărțit la 10 este egal cu 10. Deci 70 împărțit la 7, la fel obținem 10. 250 împărțit la 5 este egal cu 50. 400 împărțit la 8, la fel obținem 50. În continuare, creați și rezolvați exerciții cu operațiile aritmetice cunoscute folosind numerele 80 și 4. Verificați! 80 împărțit la 4 este egal cu 20. 80 plus 4 obținem 84. 80 minus 4 este egal cu 76. 80 înmulțit la 4 este egal cu 320. Următorul număr este 400 și 2. 400 împărțit la 2 este egal cu 200. 400 plus 2 obținem 402. 400 minus 2 este egal cu 398 și 400 înmulțit la 2 obținem 800. 3 și 300. Care sunt exercițiile și operațiile aritmetice cunoscute? 300 împărțit la 3 este egal cu 100. 300 plus 3 obținem 303. 300 minus 3 este egal cu 297. 300 înmulțit la 3 este egal cu 900. În continuare, determinați ordinea efectuării operațiilor și calculați. Să ne reamintim care este regula despre efectuarea operațiilor. Deci, într-un exercițiu,
fără paranteze, efectuăm exercițiile în ordinea în care sunt scrise, întâi înmulțirile și împărțirile, apoi adunările și scăderile. Într-un exercițiu cu paranteze, efectuăm mai întâi operațiile din paranteze. Începem! Așa, ați verificat. Deci, prima operație este 400 împărțit la 2 este egal cu 20. Operația a doua, rezultatul de la prima operație, 20, îl înmulțim cu 30, obținem 600. Operația a treia, 4 înmulțit la 50 este egal cu 200. Și operația a patra, rezultatul de la operația a doua, 600, plus rezultatul de la operația a treia, obținem 800. Exercițiul următor. Fiți atenți la ordinea efectuării operațiilor. Verificați și calculați. Prima operație. 2 plus 4 este egal cu 6. 60 împărțit la 6 este egal cu 10. Operația a treia. 10 înmulțit la 50 este egal cu 500. Și operația a patra. 500 minus 5 este egal cu 495. În continuare, vom rezolva probleme compuse. Pentru aceasta, este necesar de respectat criteriile pentru rezolvarea acestor probleme. 1. Citesc problema. 2. Precizez care este condiția și întrebarea problemei. 3. Scriu schema problemei. 4. Elaborez planul de rezolvare a problemei. 5. Scriu rezolvarea cu plan, cu justificări, prin exercițiu. 6. Scriu răspunsul problemei. Să începem. Rezolvați problema cu plan și prin exercițiu. Într-un scoar cresc 120 stejari, iar tei de două ori mai puțin. Câți copaci cresc în total în scoar dacă numărul arțarilor este de 3 ori mai mic decât numărul teilor? Deci, care sunt cuvintele cheie? Începem cu schema. Stejari, tei și arțari. Noi cunoaștem că stejari sunt 120 copaci. Tei de două ori mai puțin decât stejari, iar arțari de trei ori mai puțin decât numărul teilor. Care este întrebarea problemei? Întrebarea problemei este câți copaci cresc în total în scoar? Putem să aflăm câți copaci cresc în total în scoar? Nu putem. Deci ce trebuie să aflăm în primul rând? Deci vom afla câți tei cresc, câți arțari cresc și apoi vom afla câți copaci cresc în total în scoar. Începem cu rezolvarea cu plan. Deci prima operație este câți tei cresc în scoar. 120 împărțit la 2 este egal cu 60 tei. Operația a doua. Câți arțari cresc în scoar? 60 împărțit la 3 este egal cu 20 arțari. Operația a treia. Câți copaci cresc în total în scoar? Adunăm numărul stejarilor, numărul teilor și arțarilor și obținem 120 plus 60 plus 20 este egal cu 200 copaci. Exercițiul matematic este, verificați, 120 plus, deschidem paranteza, 120 împărțit la 2, închidem paranteza, plus 60 împărțit la 3 este egal cu 20 copaci. Răspunsul, în scoar cresc 200 copaci. În continuare, creați și rezolvați o problemă după schema propusă. Alina a cumpărat 3 penare la prețul de 60 lei. Câți lei a cheltuit pentru 5 penare? Vom începe o rezolvare cu justificări. 60 lei împărțit la 3. Ce aflăm în prima operație?
aflăm care este prețul unui penar, 20 lei. În continuare, vom afla câți lei a cheltuit pentru 5 penare. 5 înmulțit la 20 lei, care este prețul unui penar, obținem 100 lei. Exercițiul matematic este 5 înmulțit la, deschidem paranteza, 60 lei împărțit la 3 este egal cu 100 lei. Răspunsul este următor. Alina a cheltuit pentru 5 penare 100 lei. Următoarea însărcinare este: plasați cifrele jucăușe la locurile potrivite. Să începem. 80 împărțit la 2 este mai mare decât 60 împărțit la 2. 40 împărțit la 2 este mai mare decât 30 împărțit la 3. Deci, verificați. 40 este mai mare decât 30, 30 este mai mare decât 20 și 20 este mai mare decât 10. Bravo, dragi copii! Și la final de lecție, fiți atenți, înlăturați termenii matematici pentru a citi aprecierea pentru ziua de astăzi. Sumă, produs, rest, cât, termen, factor, diferență. Ați găsit aprecierea? Sunt sigură. Bravo, copii! Ați lucrat minunat astăzi la lecție. Vă mulțumesc pentru lecția de astăzi și vă spun o zi frumoasă în continuare. La revedere!